Federația Sanitas a intrat în grevă japoneză astăzi în întreaga țară, nemulțumiți de faptul că premierul nu s-a întâlnit cu ei pentru a discuta despre problemele din sistemul de sănătate. Salariații sunt epuizați fizic și psihic, spun sindicaliștii. Aceștia susțin că angajaților din sănătate nu le sunt respectate drepturile. Sindicaliștii de la Sanitas au declanșat începând de astăzi o grevă japoneză pentru a atrage un semnal de alarmă cu privire la faptul că nu le sunt respectate drepturile de natură salarială și de protecție la locul de muncă. Premierul Ludovic Orban nu arată niciun fel de interes cu privire la problemele din sistemul de sănătate. Atât în sectorul sanitar și de asistență medico-socială a început o grevă japoneză, da, care va avea o durată nedeterminată pentru trei mari grupe de revendicări. Una dintre ele ar fi aplicarea legislației cu caracter salarial aflată în vigoare, deci noi nu cerem altceva decât ce este prevăzut de pachetul legislativ care se referă la salariul nostru. O altă grupă mare de revendicări este reluarea de urgență a dialogului social întrerupt complet din momentul declanșării pandemiei, deci din perioada de urgență și până în prezent. Acest dialog a fost complet întrerupt. Solicităm să fie reluat pentru că din punctul nostru de vedere dialogul duce la rezolvarea multor probleme. Și iarăși o foarte importantă categorie de revendicări pe care o avem este constituită de deblocarea posturilor în unitățile sanitare și de asistență socială, care trebuie să fie deblocate nu numai afirmativ, teoretic, ci și finanțate ca să poată fi ocupate. Salariații din sistemele care asigură prevenția, tratamentul și îngrijirea populației acestei țări cu preponderențe în această perioadă în care COVID-19 face ravagii sunt epuizați fizic și psihic. Aceștia sunt expuși disprețului public printr-o excesivă mediatizare a răsplăților financiare promise, dar în realitate sunt neacordate. După 7 luni de muncă asiduă împotriva COVID-ului, personalul este epuizat. Deci trebuie obligatoriu să creăm rezerve pentru acest personal să poată să beneficieze de odihna prevăzută de altfel de legislația în vigoare. Greva japoneză este o formă de protest fără întreruperea activității. În viitor, dacă doleanțele dumneavoastră nu se vor respecta, ce pași veți urma? Dacă doleanțele nu vor fi rezolvate în prima etapă, pe perioada grevei de avertisment, care nu presupune încetarea activității în spitale, avem trasat un program de acțiuni sindicale conform legislației, adică niște acțiuni care vor avea loc la nivelul capitalei, acolo unde se găsesc factorii decisivi, adică miniștrii, guvernul României, și asta se va întâmpla pe parcursul a unei perioade pe care nu putem estima, pentru că dacă revendicările vor fi acceptate, sigur că mișcările de protest se întrerup. Deci nu putem ști ce se va întâmpla. Noi sperăm ca guvernanții să-i dea seama că e bine să se aplece mai mult asupra revendicărilor noastre și să le și rezolve, pentru că și așa pandemia în țară a creat o situație disperată. Astăzi, 7 octombrie, este Ziua Internațională a Muncii Decente, iar membrii Sanitas doresc să atragă atenția că ei continuă să-și facă datoria cu decență, însă guvernanții români îi tratează cu maximă indiferență.